să ieși la suprafață și într-un mod voalat. Înțelegi? Da, că, uite, eu, dacă vreau, pot să ies de la suprafață într-un mod voalat. Crede-mă, chiar pot să ies la suprafață, dar nu vreau. Și, uite, eu mă simt uneori, ok cum sunt. Îmi treci puțin măsura, știi? Și, na, eu când am văzut că suferi, eu am empatizat cu tine. Când, nu știu, și la început, vorbeam cu Kinga, știi, și ziceam lucruri bune despre tine. Tocmai că am zis, uite, puteți să le rezolvă. De ce nu încercați să le comunicați? Raluca, și am o părere bună despre tine. Ai înțeles? Și îți mulțumesc pentru toate cuvintele spuse frumoase despre mine la Kinga și așa mai departe, la adresa mea, înțelegi? Dar tu trebuie să înțelegi că aici, dacă tu mă lauzi pe mine, nu înseamnă că eu să mă compor frumos în toată emisiunea. Așa dacă este. Eu am un punct de vedere bun despre tine, o să-l spun întotdeauna. Dacă eu am un punct de vedere nasol despre tine, o să-l spun întotdeauna. Eu nu sunt genul de persoană care dacă mă perii, te perii și eu. Știu eu nu vreau ești, să fiu așa. Ești, vrei să zici ceva, tu ești foarte autentic, un berbec autentic, care da, eu, e direct și spune și exact. Am citit foarte bine. Eu nu vreau să dacă mă perie cineva, să perii și eu, gata, așa acum că ai vorbit frumos de mine, te perii și eu. Dar ideea poți este să și cunoști, uite, acum da. Mi-a plăcut, ai venit, am discutat, tu nici nu mi-ai dat șansa de multe ori, știi? Și dacă eu veneam la tine și ziceam, uite, vreau să-l cunosc pe Radu, să discut. Gata, imediat s-a îndrăgostit de Radu. Știi? Adică prea m-ați luat așa și eu nu puteam să fac nimic, că nimic nu era bine, știi? Uite, ai văzut că cele mai multe conflicte între tine și Ionuț au pornit pe conexiune, pentru că Ionuț, tocmai asta ce ți-am spus eu ție adineori, pentru că Ionuț n-a văzut din partea ta un punct de vedere susținut, sus și tare. Eu simt în tine o atitudine și o chestie pozitivă, știi? Și simt în tine un lucru mult mai mult. Și de asta zic că tu poți mai mult decât să te ceri cu ele, poți mai mult decât să le dai cu piatra în cap înapoi, poți mai mult. De ce poți să nu fii un exemplu pentru ele? De multe ori crede-mă că nu le-am răspuns și mai rău s-au enervat pe mine. Eu cred că Alina e destul de sigur pe el sau pe ceea ce eu simt pentru el, pentru că eu îi demonstrez chiar așa fizic, știi, trupește, iubăreață, drăgostoasă, știi? Păi tocmai de asta spune și Ionuț. Și el e foarte sigur. O se vede mai mult din partea ta decât din partea lui. Vine aici de la tine, îl întreb, zic, ce vorbim cu Bianca? Am vorbit. Bine, și atunci o să facem toți la fel în Casa Iubirii. 14 ani, când suntem, o să stăm așa. Nu-i treaba ta. Alin, ești plictisitor. Agrește misiunea, Radu. Alin, te deranjează? Gata, Radu, oprește-te, te rog. Sigur. Se vede mai mult din partea ta decât din partea lui. Da, dar când e cu mine sau așa, el tot îmi arată, știi, dacă a bărbat în public, adică îți dorești un bărbat solid, știi, și fii la locul lui. De asta și zic, pentru viitor, e bărbatul ideal, care eu îl văd lângă mine, știi? Dar în contextul emisiunii nu merge, dar asta e, nu merge aici. O să încercăm afară. Păi tata, tu cum poți să spui eu că nu am nimic este... de pierdut, fată. Asta este întrebarea mea acum în cap. Tu cum poți să spui că el chiar este bărbatul care tu-l vezi pe viitor cu tine, dacă nu l-am văzut cum reacționează în anumite situații? Știu. Asta. Știu, da, nu-l cunosc. Nu-l cunosc în situațiile astea extreme, dar oricum au fost mai multe situații de stres în care el a reacționat liniștit. Dar nici nu vreau eu să-l aduc la așa stări. Dar nu trebuie tu să-l aduci, Doamne ferește, nu e vorba să-l aduci tu. E vorba să poți să-l... Să-l testezi? Nu, să poți să-l studiezi din anumite părți. Știi cum, cum am uitat și eu la comportamentul la, care l-a avut Manu cu încerturi și așa mai departe, văd cum se comportă și cum, știi? Da. Asta zic, că nu e vorba să se certe cu tine, nu este vorba să reacționezi urât cu tine. Da, dar să se văd reacțiile în general. Exact. Da, în viața reală. Da. Când, în viața reală. În viața din afara casei, când tu te... Începe a întâlni cu un băiat, știi? Te vezi cu el chiar în primele luni. Oricum nu prea vezi reacția. De obicei, la primele întâlniri vă vedeți doar că nu, dar aici tu ar trebui tocmai de asta, pentru că noi de asta suntem în casa asta, să-i vedem. Aici e totul, fiecare reacție am e dusă la extrem, ca să poți să-ți dai seama. Bă, Emanuel, n-avem ulei? N-avem, că am căutat și eu. Dincolo? Dar dincolo la fete nu este? Posibil, cred că avem... Faceți conexiune. Sorin, cere conexiune să vorbești cu fetele, dacă au... Ei, până mai cer conexiune. Cere doar conexiune, nu te du acolo, n-are rost. Dar nu știu ieri, mai degrabă... Trebuie să avem. Mai degrabă te duci direct. Poți să mă duc până la fete după ulei? Repede, repede. Că se pare că la noi o secat... N-am avut... N-o plouat anul ăsta și floarea soarelui din părți. Poți să dau o fugă? Vă rog? Vii repede!
Eu pe Alin nu i-am văzut reacțiile lui cum sunt. Am venit până la voi după niște ulei. Aveți ulei? Da, cred că da. Dați acolo, în dreapta. Am piersic între dinți. Ciao, ce faceți? Că noi bine, povestim. Că eu nu am văzut anumite reacții. Doar ulei. Eu nu știu nimic. Mersi frumos. Ei, au trecut prin foarte multe. Ciao, fetelor. Bye. 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 Kinga. Am văzut, aici, am trecut prin nu foarte multe fazi. Ia stă bine. Fazi, conflicte, discute și cu alții. Situații. Ei, situații, da. Dar eu cu Alin, adică am avut totul frumos, știi? Și normal, la început, adică și eu îi explicam ei că în viața reală nu e casa că trebuie să-i văd reacții. Te întâlnești cu omul, te vezi, te simți bine și tot, te întâlnești și cu timpul, poate cu luni, cu ani, descoperi ce face el în situații de nervi și așa. Așteaptă-te la orice. Asta zic. Aici, în casa iubirii, poți să te aștepți la orice, crede-mă. Deci băi, Manuel, degeaba îi spui chestia asta. Eu cu Larisa nu suntem împreună să pot să băi, se bage în ceva. Zic, eu nu-i zic, i-am zis că doar se implică într-o situație nu grea. Se implică, eu nu i-am zis, frate, nu fă nimic, să nu fa. Băi, ascultă-mă o secundă. Nu are situație grea să fie atât timp cât eu și ea să ne spărțiți. El da, dar eu ce am zis? I-am zis că ea încă se gândește la tine și știi și tu chestia asta. Știi și tu, eu nu stai din gură, crede-mă, bă, că n-am zis, eu nu-l influențez acum pe el să nu facă pasul, să nu facă așa, de-aia am zis că... Nu mă pot se, exact, nici nu e influențabil. Ești cel mai bine ce să facă și atât. De parcă stau eu acum să-i zic, că știu că ești prietenul meu, dar nu m-am dus eu la el să-i spun, bă, frate, lasă, nu așa, i-am zis că e greu. Frate, așa pare. Nu e adevărat. Doar discutam, Ionuț, că nu poate să spune Emanuel. Că nu-i zic eu ce să facă sau așa, îi spuneam doar că e o situație foarte grea și ăsta e adevăr, nu i-am zis, nu fă nimic. Pentru că, în general, viața noastră, în general, și prostia noastră viață, e faptul că noi renunțăm foarte repede, foarte ușor, la orice altceva, că-ți vin influențe din spate, că-ți vin grașchi, împrunte și alte chestii. Noi renunțăm foarte repede, pentru că suntem puși în situația în care să punem orgoliu sau sufletul. O spune în casă, spune de fața, nu sus, spune în casă, da, de față cu toată lumea și cu telespectatorii. Măi, Andrei, uite, pare rău. De ce? Uite, îți înțeleg trecutul, dar îmi pare rău că am aruncat cu noroi în tine. Chiar îmi pare rău, mă simt prost. Chiar l-am spus, uite, și m-am certat tot atât tare cu Larisa, zis, uite, îmi pare rău dacă chiar am fost atât de chiar am exagerat. Chiar dacă nu vin din partea ei, scuze, tu spune, îmi pare rău, te faci pe trebuie să zici mai ok. Și ea o să realizeze cu timpul că te-ai schimbat, că tu nu aștepta acum dacă tu îți ceri scuze față de o persoană să-ți spună pe loc să vă împrieteni. Dar din partea ta, tu mai reveniți că am făcut datoria. Da, și cu timp o să vadă că tu chiar te schimbi și că chiar îți pare rău. Dar sunt și sincer, adică i-am spus, îmi pare rău că v-am jignit atunci în ziua, eram și eu la pământ, adică chiar eram la pământ. Numai că nu pot încă să spun că eu cred povestea aia cu sacrificiu. Îmi pare rău, dar nu cred. E ok, poate nici eu nu cred în sine mea. Și am spus și chestia asta. Dar e urât să stăm să ne terfelim în fiecare zi. Da, nu vreau să mai discut pe subiectul ăsta, să știi. Vrei să spun ceva? Dacă tu ai impresia că tu terfelind-o pe Andreea zilnic, eu nu m-am săturat. Și eu știu toată povestea asta cap-coadă și eu i-am spus-o Andreea în față. Înțeles? Eu am venit cu inițiativa de a se spune asta în emisiune. Înțelegi? Da. Pentru că știam toate lucrurile astea, dar au și ele un moment. Adică ei adus odată povestea în emisiune, povestea din spate, am adus chiar și imagini pe televizor, am adus deja trecut unei persoane, mi se pare așa că este destul. Se pare că este destul să stăm să atacăm acolo. Cum i-a spus și Diana că pe mine asta m-a deranjat. Bă, frate, vrei să ai o discuție sau o tensiune cu Andreea? Gata, hai să vorbim pe tema emisiunii, hai să nu ne mai terfelim cu lucruri de afară. E urât și josnic pentru noi și spun și de ce. Pentru că tu având o imagine de ce faci tu, psiholog și așa mai departe, terfelindu-te cu o persoană, aruncând cu noroi una într-alta, lumea ne asociază pe toți în aceeași oală, pentru că noi, practic, acesta este un reality și noi aici suntem un brand, suntem un brand al emisiunii, noi reprezentăm emisiunea și noi dacă o să stăm să ne terfelim la televizor, noi ne luăm hate. Ce ai făcut cu Diana? Bă, nu știu, eu zic sincer. Nu știu, când stau cu ea... S-a întors ca la Ploiești? Da. S-a întors ca la Ploiești? Da, da. Nu! Ce? Nu cred. N-am înțeles. Ai înțeles? A zis dacă s-a întors și acum ai... îți dă speranță. S-a întors ca la Ploiești, ai zis, nu? Dar nu, dar n-a vorbit de asta, nu. Dar ce a vorbit? Cum ai simțit-o? Am vorbit așa... Mă, nu știu, e complicat situația. Adică eu când sunt cu ea... De exemplu, acum a simțit adevărat. În ceea ce îmi spune. Înțelegi? Ce ți-a zis? Nu, în chestiile care mi le-a zis, că să ne cunoaștem și asta. Adică se vede că nu e o fată rea. Și poate chiar este. Că mi-a zis că, de exemplu, și chiar și chestia asta care zicea el, că noi renunțăm. Pe de o parte are dreptate. Vreau să dau șansa asta să-l cunosc și el să mă cunoască pe mine și după aia vă vedea dacă
putem să mergem într-o cunoaștere sau ne oprim aici? Eu puteam să fiu ăla care zice, bă, Diana, e o fată rea sau ceva. Eu ți-am zis, bă, bagă-te cu ea, că e o fată care poate se potrivește cu tine și o fată bună. Nu, dar faze... Nu cred că e o fată rea. Nu, păi de asta. N-am vrut să zic, eu chiar te-am sfătuit să vorbesc cu ea. Nu, chiar și situația de ieri nu mi-a plăcut, înțelegi? Doar că i-am explicat de ce nu m-am băgat și, într-adevăr, ea oricum, eu... Știi, s-a ea avea așteptări să, ca tu să te duci să stai doar cu ea, nu să te duci să stai cu fetele. Într-adevăr, nu înțelegi situația că tu trebuie să vorbești cu celelalte fete, să le cunoști. Dar nu cu alte eu i-am explicat și chestia asta, adică că eu, nu știu, suntem și în contextul ăsta, dar în realitate eu când văd cu una, îmi zice anumite lucruri, înțeleg, pun X din prima. Aici, na, văzând că ești în contextul ăsta, poate mai dai o posibilitate. Și dulceața ai pus prea mult pentru sufletul meu.